Care e momentul, care e limita? Când spui nu, când spui stop? Păi, în momentul când îți pui viața în pericol. Păi, am făcut un colaps și am stat pe bancă câteva aminte. Unde să mai pot la următorul colaps? Adică, mai mult de atât, ce să mai fac? Uh, doi la mână. De ce să nu trăiesc Astăzi să lu mâine vorba aia? Bă, gata, îi pun cruce. Am greșit. Ce am greșit? Faptul că am venit la start, nu, n-am greșit asta. Cineva mi-a reclamat, nu, mai mulți mi-au reclamat. Băi, te-am avertijat să nu te duci. Da, mă, dar știi care e diferența dintre ei care câștigă și ei care nu câștigă? Nebunia asta mea, ambiția asta mea. M-am dus și am făcut anul trecut, acum un an și jumătate, fără să știu atunci, un half pe COVID, m-a pus trei luni pe bară. Acum am știut că l-am avut, am văzut cifre care m-au încurajat să fac ceva, cifre care m-au descurajat să fac ceva, dar am mers pe intuiția mea. Și intuiția mea a spus, du-te și fă, dar atâta timp cât respecti că dacă Începi să o iei pe arătură, te oprești.